Cu cătușele pe mâini, fostul deputat român Cristian Rizea a fost escortat în instanță de către mai mulți polițiști. În timpul deliberării magistraților, învinuitul și-a exprimat speranța că va fi eliberat. Așteptăm să vedem. Eu am încredere în justiția de aici. Declarați că ar fi o comandă politică. Cine ar sta în spate? Moldoveni și-a rupt la da. Și în 15 noiembrie rog pe moldoveni să voteze Maia Sandu. Singura soluție ca Moldova să se salveze. De cu Dodon. Avocata ex-parlamentarului de peste Prut, Corina Stratan, a declarat că solicitarea procurorului este neîntemeiată. Analizând acest demers, observăm acest mandat de arest internațional, observăm că el este emis pe numele lui Rizea Cristian, dar astăzi a dus în fața instanței de judecată Mihai Cristian. Deci consider că este o eroare care deja nu este problema noastră, dar este motiv pentru care instanța de judecată ar trebui să respingă demersul procurorului. Corina Stratan susține că al său client figurează în actele moldovenești cu numele și prenumele Cristian Rizea, iar în cele românești Cristian Mihai. Mai mult, apărătoarea susține că decretul de retragere a cetățeniei moldovenești semnat de Igor Dodon nu este în vigoare, iar învinuitul, care a solicitat azil politic, nu poate fi extradat în România. Prin decretul președințial numărul 165 a fost retrasă cetățenia domnului Mihai Cristian, iar Agenția Servicii Publice l-a recunoscut ca și cetățean al Republicii Moldova pe Rizea Cristian. Acest aviz nu a fost contestat, atâta timp cât el nu este contestat, este un aviz valabil, respectiv domnul Rizea Cristian deține cetățenie Republicii Moldova. Pe 3 noiembrie, ex-parlamentarul român care se ascundea în Republica Moldova de justiția română a fost încătușat de către polițiștii moldoveni. Reținerea lui Cristian Rizea a avut loc la scurt timp după ce președintele în exercițiu, Igor Dodon, a anunțat că a semnat decretul de anulare a cetățeniei moldovenești a fostului deputat român, care ar fi fost obținută într-un mod fraudulos în anul 2018. Un an mai devreme, fostul deputat PSD, Cristian Rizea, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție din România la 4 ani și 8 luni de închisoare. Pedeapsa a fost pronunțată într-un dosar penal în care a fost găsit vinovat pe 3 capete de acuzare, inclusiv de trafic de influență și spălare de bani.